Ce înseamnă copyright? E păcălit omul, eu știu, filmul, cântăreții, ce e, da, ce ține de așa ceva. E păcălit omul că să ai drepturile de autor, să nu dai, să nu, cât mai scump să da. E vorba de concurență. Și omul așteaptă că până la urmă intră în, da? Și nu se mai întâmplă nimic, lumea nici nu-l mai ascultă. Eu țin minte ce mi-a plăcut, după aia am folosit și mi s-a arătat că e copyright, adică n-am voie să folosesc cântecul care mi-a plăcut cândva și am șters ce am înregistrat, normal. Și nu mă mai interesează omul, cât n-ar cânta în lumea mea, nu mai apare, nu? Că omul idei nu are, să zicem, nici nu e așa, e un programer. Dar așa, ca idee, e concurența. Și ți apare și vezi că e în alt loc și e copyright și filmul, dacă vrei să-l vezi, îl vezi pe nu știu ce și nu știu cum, sau trebuie plătit, sau trebuie, da? E concurență, nu e așa ceva. E liber, e energetic, se plătește altfel, nu e cum credeam înainte și, da? Se plătește din tine. La un moment dat nu mai poți, la un moment dat da, înainte era și din bani și din tine. Și ce zic? Leșinai pe undeva, pentru că mi-a maică mea săraca, una, două leșina. Și se spunea că e cu inima, că e hai să-i punem un chip, i-a pus un chip, a băgat în ea să-i reziste inima, sormea, a dus-o la doamnă. Deci nebunie. Și omul nu leșină a proasta, leșină pentru că dă energie. Plătește pentru ceva și nu știa, ei, acum se monitorizează, îi se întoarce omului ce e a lui, să-i dăm cezarului ce a cezarul, înțelegi? E fantastic ce o să fie acum, nebunie. Da, manipulări, chestii, pisicii sub coadă, se duc toate manipulările, care mai crede cineva că poate să le facă. Chiar dec...